Deoarece divizia A1 la handbal masculin se află într-o pauză competițională, CSMinaur Baia Mare a disputat mai multe partide de pregătire. După ce a organizat prima ediție a trofeului Minaur, unde și-a testat forțele cu CSM Satu Mare, Potaisa Turda și CSM Satu Mare, formația băimăreană s-a deplasat la Timișoara pentru o dublă amicală cu echipa Politehnica din localitate, grupare care evoluează pe prima scenă a handbalului românesc. Ambele întâlniri au fost câștigate de timișoreni. Gazdele s-au impus în primul meci cu 32-21, iar a doua confruntare a fost mult mai echilibrată, la capătul căreia Minaur a cedat la o diferență de 4 goluri, 33-29, după ce la pauză scorul era 13 egal. Până la reluarea campionatului Diviziei A, Minaur va mai disputa un meci amical în deplasare la CSM Satu Mare. Cele două echipe s-au întâlnit recent și la trofeul Minaur, când echipa antrenată de Raul Fotonea s-a impus cu 25-24. Băimărenii vor aborda returul campionatului din postura de lider și speră să se mențină pe primul loc, care le-ar aduce promovarea în Liga Națională. Ce să urmeze din retur? Bineînțeles că vom avea meciuri mai grele, zic eu, avem o deplasare grea la Craiova, avem o deplasare, două deplasări destul de grele la Sighișoara. Partea bună este că totuși meciul decisiv și cel mai important îl jucăm acasă cu Oradea. Au fost meciuri pe care le-am dominat de la început până la sfârșit și sperăm că așa o să fie și în retur. Orice echipă își dorește să progreseze și cred că asta o să facem și noi. Primul meci oficial din 2017 va avea loc în data de 18 februarie, când CSM Minaur va juca în prima etapă a returului derbiului băimărean cu Academia de Handbal Minaur.